Irina, îți mulțumesc. Cei patru polițiști bătăuși de la Bălți au fost demiși. Au fost destituiți în funcție în baza unui ordin semnat de șeful Inspectoratului General de Poliție. Cei de la IGP au inițiat o anchetă interne după ce în presă au apărut imagini cu polițiștii, printre care și șeful Inspectoratului de Poliție din Drochia, care lovesc trei bărbați într-un local din Bălți. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din cafenea, iar din imagini se vede cum unul dintre polițiști aruncă cu un scaun în clienții localului. După bătaie, poliția a precizat că angajații IGP erau în afara orelor de serviciu, însă acest lucru nu îi scapă de pedeapsă. Victimele au depus o plângere la procuratură, iar dosarul se află în lucru.